Lidia Buble și Horațiu Nicolau au fost surprinși împreună de multe ori în București încă din 2021, dar s-a zvonit că afaceristul de 60 de ani ar fi noul partener al artistei. Nimeni nu a confirmat și nici infirmat informația la început, însă acum lucrurile sunt cât se poate de clare. În urmă cu mai mult timp, Lidia Buble declara că ea și partenerul său își doresc foarte mult să fie cât mai discreți în public. Un detaliu important nu a putut fi trecut cu vederea însă de către internauți. Toată lumea a observat cum tânăra cântăreață s-a afișat brusc cu un inel cu diamant pe degetul inelar. Lidia Buble a primit în dar din partea lui Horațiu Nicolau un inel cu diamant. Artista a precizat însă că nu este un inel deloc godnă, ci un cadou pe care l-a primit cu ocazia zilei sale de naștere, pe care a sărbătorit-o pe data de 9 iunie când a împlinit 30 de ani. Nu m-am logodit. Toată lumea când a văzut inelul, inclusiv ieri, că am fost la un magazin să îmi cumpăr un parfum, vai, felicitări, te-ai logodit. I-am zis, ce aveți? Păi uite cât e diamantul, inelul este de logodnă, dar nu e. E un inel pe care l-am primit pur și simplu un semn de apreciere, deci nu este deloc godnă, este doar un inel foarte frumos. Este superb. L-am primit la împlinirea vârstei de 30 de ani și pentru că eu nu am avut un inel adevărat, a spus Lidia Buble potrivit cancan.ro. Cântăreața a mai precizat că își dorește să nu-și dea jos niciodată inelul cu diamant primit în dar de la partenerul său. Îi place foarte mult bijuteria și consideră că este potrivită pentru a fi purtată mereu.